Dacă în rândul pescarilor de crab, boilesurile cele mai bune, printre cele mai bune din lume, sunt Dynamite Source, noi pescarii de feeder utilizăm și ne mulțumim cu Nada de Source. Astăzi am să vă prezint modul de omectare. Țin să precizez că este o nadă selectivă. Eu, în principiu, nu dau cu ea curată, deoarece este o nadă foarte grea, foarte puternică. O amestec în două variante, ori cu Marine Halibut, ori cu Beta In Green. După cum puteți observa, Beta In Green merge și funcționează lipită de orice variantă din gama noastră de la Dynamite. Haideți să prezentăm umectarea ei. ml de apă, turnăm peste 900 de grame de nadă și malaxăm. Are o culoare deosebită, un miros foarte puternic, de aceea eu prefer să o folosesc, mai bine spus, ca și un aditiv. Granulație medie. O lăsăm 10 minute la omogenizat, după care terminăm umectarea. Am lăsat-o 10 minute. Nu va mai duce foarte multă apă. Eu pun cam încă 100 de mililitri și cred că este suficient. Dynamite The Source, sitată, și este gata pentru pescuit.